România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Statul român, administrația noastră, s-a împiedicat un pic la plata salariilor bugetarilor în această săptămână. Respectiv, vineri nu a reușit să plătească decât ceva mai mult de jumătate dintre ele, iar astăzi au început să intre restul banilor. Știm că asta se petrece din cauza unei defecțiuni informatice, ni s-a spus, dar eu cred că statul are o responsabilitate mai mare în a explica firapăr, dacă se poate, de ce se întâmplă acest lucru. Pentru că altfel dă loc la speculații. Așadar, eu aștept explicații ceva mai ample de la liderii românilor despre treaba asta. De ce s-a întâmplat, domnule? Ah, domnul Căciu, domnul Ciolacu, de ce s-au plătit salariile cu greutate? Dar această știre, până la lămurirea acestei probleme, îmi dă posibilitatea să vorbim despre o problemă mai profundă a statului român. În acest moment, România se împrumută cu sume cu o dobândă extraordinară până la 8% ca să plătească cheltuielile curente. Asta înseamnă salarii, pensii, întreținerea statului. Un stat mare și găunos. Pe șleau, România nu are banii să trăiască la nivelul la care își propune, dar are niște bani de investiții de la Uniunea Europeană. Și ca să finanțeze datoria, cu siguranță a mai și tipărit ceva monedă la care s-a adăugat inflația importată. Și așa avem cea mai mare inflație, probabil, din Europa, vreo 14%. În această situație, nicio secundă, statul român nu a anunțat vreo încercare de reformă, de reașezare a modului în care funcționează. Și, atenție, multe semnale de alarmă din lumea occidentală care așteaptă o recesiune în toamna-iarna acestui an. Ba mai mult, cheltuielile statului român au crescut cu vreo 19%. Ar fi oare el capabil, statul român, să mai reducă din aceste cheltuieli sau să mai taie din personal? Răspunsul scurt este nu, pentru că de câteva zile încoace încep să vină timid anunțurile că se va întâmpla ceva cu taxele. Nu este clar ce, dar vă pot spune câteva variante, unele care sunt corecte din punctul meu de vedere, altele care vă pot enerva. Domnul Ciolacu a zis astăzi că urmează o reașezare de taxe, nu o creștere a lor, a explicat asta clar. Dar consilierul guvernatorului BNR, domnul Adrian Vasilescu, la Digi24 a zis-o ceva mai pe șleau. Este vorba de măriri de taxe pe care statul, sau o mărire pe care statul o să o facă, pentru că el colectează cel mai puțin dintre toate țările europene. Oare la ce se gândesc acești oameni? Dacă l-ascultați pe domnul Ciolacu, ar putea să fie vorba și de impozit progresiv, nu cred eu însă că acum că s-ar rupe coaliția. Ce ar mai fi? Există PNRR, unde sunt prezentate câteva lucruri, dar și un raport a 20 de economiști de frunte din România, care, cu ajutorul Consiliului Fiscal, au spus următoarele lucruri. Dom'le, în România este necesară regândirea unor plafoane de impozitare la companii și eliminarea unor scutiri. De exemplu, coborârea pragului la micro-întreprinderi de la 1.000.000 de euro la 100.000 de euro sau eliminarea impozitului specific pe anumite industrii, care e foarte, foarte mic, și aducerea acestor oameni la plata generală. De asemenea, eliminarea unor scutiri la plata CSS, vezi IT-ul, da? Pe aici cred că se bate, nu a pronunțat nimeni, da? Pe aici și mai sunt alte zone cu stimulente fiscale și reașezarea impozitelor pe proprietate, da? Adică tragerea lor într-o anumită zonă și mai ales la vânzările de proprietate, unde sunt regimuri juridice pentru companii și pentru persoane fizice la TVA. Ca să dau un exemplu. Adică să nu mai ai scutire de TVA dacă vinzi pe persoană fizică să trăiți, domnul Negoiță. Că, na, ăsta e cel mai important exemplu. Și aici eu ți-am dat câteva exemple. Dar atenție, nicio secundă, nimeni, în niciun moment, n-a zis, domnule, și mai umblăm și noi pe la cheltuielile statului, mai tăiem pe aici, pe acolo, și așa e nevoie de forță de muncă în România, poate sunt prea mulți bugetari prin unele zone. Dar poate să fie un nebun cu gândirea asta, poate acum avem și alte resurse, poate nu trebuie să dăm afară bugetari, poate doar trebuie să colectăm taxe mai bine. Și eu te invit la această dezbatere astăzi, în care tu o să hotărăști unde este dreapta balanță. Așadar, 0372069599. Ce ar trebui să aleagă statul român din toate astea? Cum ar trebui să procedeze în perioada următoare? Să mărească taxele unor companii și persoane?
sau să reducă cheltuielile sale, inclusiv prin reducerea schemei de personal, nu așa se cheamă, să nu ne fie frică de cuvinte. A, da, și încă ceva. Dacă ești bugetar, zilele astea, ți-ai luat, nu ți-ai luat salariu, ce explicații ați primit, oameni buni? Ce v-au spus oamenii ăștia? De ce nu v-ați luat salariile? V-a zis cineva ceva? Ce s-a întâmplat acolo? Faceți-vă curaj și sunați, că eu chiar sunt curios despre această problemă despre care nu vorbește nimeni. 0372069599. România în direct este și pe Facebook. Începem chiar acum la radio, la Europa FM. Mihai, bine ai venit la noi. Alo, bună ziua, bună ziua tuturor. Salutare. Vinerea trecută am prins la dumneavoastră din nou și am vorbit despre votul care este sub 50%. Acum o să vorbim tot despre procentul de 50%, dar vorbim despre absorpția de fonduri europene. România o să aibă până în 2027 de absorbit aproape 60 de miliarde de euro. Aș fi curios în 2027, la sfârșitul exercițiului, să facem o emisiune să vedem cât s-a absorbit din fondurile mai puțin, exercițiului. Dar în povestea asta specifică, Mihai, dăm voie să spun că nu ne ajută. Uniunea Europeană ne dă bani de niște investiții, niște reparații, corecții, știu eu, menținerea unor cursuri, da? Dar nu ne dă nimeni bani în momentul ăsta, zice, dați, domnule, salariile bugetarilor sau reparați-vă cheltuielile statului. Nu e. Păi, nu ne dă, dar noi, de exemplu, la 5 milioane de angajați, că avem aproape 6, cu absorbție 50%, dacă am absorbit 100% în statul, la numărul respectiv de angajați? Unde? La privat? Păi, oriunde. Pentru că noi absorbim jumătate. Ok, nu știu dacă s-ar. Poate am face profituri mai mari, s-ar plăti taxe mai multe. Da, cred că ar fi o reparație fiscală dacă la asta te gândești. Adică am strânge mai mulți bani la buget și am plăti mai mulți bugetari. Deci tu zici că aici e soluția. Știi ce? Este una dintre soluții. Doi la mână vis-a-vis de angajați de la stat. De dat afară, nu știu dacă aș fi de acord sau dacă n-aș fi de acord. Vis-a-vis de absorbția fondurilor europene, noi dacă le absorbim jumătate, marea majoritate a angajaților, mulți angajați care lucrează pentru aceste fonduri. Deci, la fel, dacă ele sunt absorbite jumătate, noi avem mai puțin de lucru. Și anumiți angajați probabil stau, dacă sunt prea mulți. Da. Dacă le-am absorbit dublu, înseamnă că e volum de lucru mai mare. E o soluție. E un unghi. Nu-l contest. Îți spun că și în momentul ăsta sunt în România venite 3 miliarde de euro, au intrat în iarnă. Și sincer, n-am văzut o îmbunătățire. Da. Mă rog. Păi, au intrat și unde sunt banii respectivi? S-au păi nu știu, să întrebăm. Sunt în Banca Națională. Sunt în Banca Națională. Domnul Ciucă, am citit astăzi, că declara, gata, domne, pornim mecanismul. Deci, Italia a tras 21% din sumele astea și a deschis șantiere, la fel Germania. Mă aștept și România să facă ceva, dar n-am văzut. Despre asta discutăm. Degeaba noi avem niște bani la dispoziție dacă nu știm să-i folosim. Da. La fel și aparatul guvernamental. Poate este mare, poate este mic, nu am de unde să știu. Dar dacă toți oamenii ăia lucrează și au prea mult de lucru, înseamnă că este mic. Dar eu nu cred că toți oamenii respectiv lucrează. Nu am lucrat niciodată la stat și probabil nici nu voi lucra, indiferent de slujba care ți-o oferă statul, că sunt diferite 15.000 de slujbe, dar eu nu cred că toți oamenii respectiv lucrează. Să știi că în unele am locuri... Cunoștințe, da? Am cunoștințe care lucrează la asta. Și oamenii, sunt niște oameni foarte buni care lucrează la asta, că dacă nu lucru nu ar merge. Și sunt niște oameni puși pe criterii politice și așa mai departe, nepotisme, că la noi se poate, care nu fac nimica. Iau cafele și fumează țigări. Mulțumesc asta mult! Viața. Sunt oameni care, în care este nevoie de oameni. Sunt zone în care este nevoie de oameni. Sunt zone care sunt neacoperite din punctul ăsta de vedere. Dar poate și o redistribuție a acestor resurse ar arăta foarte bine. Horațiu, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, bună ziua, mulțumesc. Părerea mea legată, mă auziți? Te ascult, da. Da, bună ziua. Deci părerea mea legată de subiectele anunțate. Aparatul de stat, respectiv angajați în aparatul de stat, părerea mea că ar trebui un pic redimensionat, mi se pare 30% din forța de muncă, să zic,
total angajați care avem în țară să fie aproximativ 30% să fie în sectorul de stat, mi se pare destul de mult. Nu vreau să zic că se lucrează sau că nu se lucrează. Acest este un alt subiect. Părerea mea că ar trebui redimensionate, să zic așa, poate structurile, serviciile, munca, să zic, chiar și procedurile. Și astfel încât să rezultă un număr de angajați mai mic. Pentru că, părerea mea, este o birocrație foarte mare în tot sectorul de stat. Orice aviz, orice hârtie, orice dorești, orice procedură care, în care interferezi cu instituțiile statului, fie că durează foarte mult, fie că nu reușești să obții în timp util și nu reușești să faci ceea ce ai de făcut sau unde vrei să ajungi. Nu, peste tot. Să știi că sunt orașe acum în care lucrurile s-au mai îmbunătățit, trebuie să spun. Foarte adevărat, doar punctual pe anumite zone. Aparatul de stat, din păcate, în continuare înseamnă foarte mult la noi și fără să vrei, adică nu neapărat că fără să vrei, dar interferezi foarte mult cu serviciile lui în absolut orice domeniu, de la sănătate, învățământ, să zic așa, avize, instituții, direcții, peste direcții și așa mai departe. Deci părerea mea trebuie făcut o redimensionare, inclusiv în zona de guvern, să zic așa, de ministere, de angajați, să zic așa, în ministere, zona parlamentară, nu mai zic, fiecare parlamentar are destul de mult în subordinea, a lui, care îl ajută, hai să zicem, sau care apar pe statul de plată, nu știu exact cât de mult avem nevoie de toate aceste persoane. Iar ministerele, iarăși, sunt foarte, foarte aglomerate. Eu sunt de acord cu tine, dar pot să-ți numesc un minister, uite unde, da, de exemplu, nu avem specialiști necesari. E vorba de Ministerul Sănătății. Acolo unde investițiile, fluxul investițional sau construcția de spitale noi, trebuie avizate de personal de specialitate. Sunt niște arhitecți specializați în construcția spitalelor. Și acolo, de exemplu, nu ai personal care să verifice proiectele, să se uite, să dea ștampilele necesare. De asta, la un moment dat, s-a propus înființarea unei agenții care să aducă mai multe persoane și a fost intens criticată că de ce mai angajăm unii. Da. Pentru că la minister e unul singur. Da. O singură doamnă. Da. Dar este exact ceea ce ziceam. Trebuie o reașezare. În anumite zone unde, să zic așa, poate sunt prea mulți, nu se justifică, poate în alte zone sunt prea puțini și este nevoie de ei. Dar e foarte important ce zicea și interlocutorul de dinainte, ca să fie angajați specialiști, deci să nu fie alte criterii pentru angajare, da, să aducem în sistem oameni care practic nu ne ajută și mai mult te încurcă când ai nevoie să mergi înainte, Horatiu, și să mergi repede. Da. Eu v-am pus asta să cântăriți. Îți mai zic câteva măsuri care s-ar putea afla în curând pe masa guvernului, da? El zice așa: eliminare de scutiri impozit pe venit, salarii și contribuții, știi ce zic, la IT. Da, pot să fac o mică, da, remarcă aici, da, foarte important. De exemplu, pe zona IT și pe zona construcții. Dacă se renunță la facilitățile acestea fiscale, la eliminarea acelor scutiri, mm-hmm, de impozite pentru angajați, acum deschid, continui practic subiectul, zona IT și zona construcții. Așa. Totuși au înregistrat un reviriment, o dezvoltare destul de mare la noi în țară, mai ales pe zona de IT, dar și pe construcții. Dacă tot discutăm de PNRR, să zic, o mare parte din el, din punct de vedere financiar, înseamnă lucrări de investiții. Aceste zone sunt motorul dezvoltării României. Dacă noi, zona de construcții, intrăm și că de ce s-a dat, să zic așa, s-au acordat acea facilitate fiscală, tocmai ca să nu plece angajații din țară, să rămână forța de muncă în țară, să firmele să poată să își permită să plătească angajații, să primească salarii mai mari, venituri mai mari nete, că practic asta interesează pe ei,
nu venitul brut, și să ai cu cine să lucrezi la tine în țară, pe construcții, pe zona de IT. Da. Și dar aici... Sigur, da. Îți mulțumesc mult, Horațiu, să dau posibilitatea și altcuiva. Aici am o nelămurire, pentru că eu vin și cer în felul următor, faceți-vă un stat mai suplu, dați afară niște oameni, puneți-i în zonele în care ei cu adevărat e nevoie să muncească, adică cer sacrificii doar pe zona de stat, da? Dar pe zona de privat nu pot să cer sacrificii în momentul ăsta, adică numai deoparte funcționează lucrurile astea. Unde e echilibru? Sigur, da? Adică m-aș uita și în zona asta. Propunerea este, e pe masă, va fi discutată. De asemenea, și impozitarea dividendelor cu 10%, nu cu 5% în momentul ăsta. N-ar fi interesant? Adică la dividende te încurajează să iei dividende, să plătești mai puțin și după care, hai că știm cum fac mulți patroni, nu? Scot dividendele că e mai ieftin și plătesc restul salariului la negru la cetățeni, nu? Nu se face așa? Suntem onești unii cu alții? Cristian, salutare, bine ai venit. Cum cântărim chestiunea asta? Salut, Cătălin. De fapt, care e problema? Problema e că nu avem bani. Statul român are nevoie de bani. Da. Primul pas l-a făcut domnul Mugur Isărescu, îi mulțumesc foarte pe calea asta, poate ascultă emisiunea, că a mărit dobânda de cheie. Adică BNR vrea bani, îi ia de la bănci și băncile iau de la noi, care avem credite. Da, stai puțin, știi prima de ce a făcut? Nu, no, prima mișcare a făcut-o, aia e singura arma BNR, singura. Cea mai importantă arma BNR să scoată banii din piață, altfel nu-ți mai trece inflația niciodată, dacă nu mărești dobânda cheie, că așa se face. Următorul pas este impozitarea proprietăților. În România 90% sunt proprietari, nu? Pe da, case. Da, da. Apartamente. Mai și nu ești de acolo? Și de acolo? Îți dau eu, uite, soluții din raportul economiștilor. Zice așa. Și acum, cred că nu o să te superi dacă impozitele pe proprietate vor fi refăcute așa. De exemplu, comprimarea intervalului în care consiliile locale pot stabili cota de impozit, adică să le aducă pe toate la un loc, să nu mai fie atât de largi. În momentul de față, ele sunt destul de modeste, ca să spun așa, da. Dacă nu chiar micuțe. Da, adică sunt nu sunt mari. Se pot mări și nu e nicio fel de problemă, ca să spun așa. Problema e, de fapt, că nu fac nimic cu banii. Asta, de fapt, e problema. Nu că vii și ceri de la cetățeanul care plătește taxe și impozite. Aia nu e o problemă, că nici asta nu funcționează fără taxe mai și impozite. Sunt niște cetățeni. Problema e că nu faci nimic cu banii. Nu, uite-te că mai sunt niște cetățeni care, în momentul ăsta, vând case pe persoană fizică și au alt regim fiscal decât persoanele juridice, da? Cunoști treaba asta. Bine, dacă există o categorie de genul, au specialiști. În fiscalitate, da. Angajați acolo la ANAF, haideți să-i facem cumva, să-i stimulăm pe oameni să nu mai trișeze, că de fapt ăsta e, e scopul, la fel cum și educația e cheia succesului unei societăți. Ce pași? E și pedeapsa, că și pedeapsa are rol, dar... Ce pași mai pui acolo? Ai numit doi, păi cred că și al treilea. Al treilea ar fi să impoziteze progresiv. Se uită ei să vadă un calcul, să vadă exact cam... pe unde se câștigă și cât se câștigă și după aceea vin cu, eu știu, o taxă de solidaritate, că așa ne place să le zicem. O taxă de solidaritate, 5%, 3%, cât o fi. Da. Cam astea, cred că ăștia o să fie pașii pe care o să vreau să-i facă, că au nevoie de bănuți, asta e clar. Asta e foarte clar. Da, vezi tu, când spui au nevoie de bănuți, lipsește din argumentația ta reducerea cheltuielilor. Și aici... Mie trebuie pentru să-mi spui. Că niciun guvern niciodată nu a făcut așa ceva. Altfel, a avut o tentativă, Băsescu, dar o să fim a fost Grecia. Așa, uită-te un gol la Maradona. O să fim Grecia. Dacă nu începi să tai din risipa uriașă pe care o face statul român, nu numai cu oamenii angajați, ci cu o grămadă de alte lucruri și o grămadă de alte prostii, o să fim Grecia. Nu repede, nu de curând. Nu curând? De curând. Doar să ne dea o să ne dea bani împrumut, chiar dacă o să crească bine, da. Acceptă situația în care suntem în momentul de față, că e cu Ucraina. Războiul cu Ucraina. Și n-ar vrea să ne lase să cădem în extrema cealaltă.
Deci ori să ne dea așa cum ne-au dat întotdeauna, așa cum ne-au primit în NATO, așa cum ne-au primit în Uniunea Europeană, așa o să ne dea și bani în continuare. Cu speranța că poate pe viitor, în generațiile următoare, se va schimba și statul român. Doamne, administrația publică și ANAF, uite, cu asta ești de acord? ANAF scoate la concurs 79 de posturi pentru aparatul central, dar și 130 de posturi la București. Deci 200 de oameni sunt angajați. Deci eu nu cred că sunt numai oameni care stau. Sunt convins că sunt oameni care muncesc și își fac treaba și poate stau și peste program, poate nu primesc ore suplimentare sau nu primesc bani pentru ore suplimentare. Dar văzut de sus, mă refer așa, big picture, e clar că sunt mult prea mulți oameni angajați la stat în raport cu populația țării, că ăstea sunt niște rapoarte. De ca, la fel cum ai avea tu, spre exemplu, nu știu, 10 oameni în jurul tău, pe acolo prin studio, care, nu știu, unul să țină becul, unul să regleze microfonul, știi ce zic? Da, adică, eu sunt convins că ai câțiva oameni care te ajută și așa, dar nu e exagerat, știi? Da, nu exagerat, da. Mulțumesc tare. La noi totul e exagerat, deci când se deschide, nu știu, o direcție, ceva, acolo se umple de oameni. Nu știe nimeni ce trebuie să facă, dar să deschizi direcția, nu știu, pomilor verzi. Tăierea pensiilor speciale, spune cineva pe internet, pe Facebook, unde ne vedeți. Tăierea pensiilor speciale, destufoșirea, ce cuvânt, da, ăsta e. Destufoșirea aparatului de stat, prea mulți parlamentari și senatori și alți angajați pe la primării și consilii, a căror salariu și loc acolo nu se justifică, da. O să facem o reducere foarte mare din parlamentari și senatori. Poate mai bună reprezentare e mai utilă. Gabi, salutare! Ai venit la România în direct. Cum înclin, da, balanța bună ziua, de astăzi? Bună ziua. Salutare! Bună ziua tuturor de la Oradea. Da, punctul meu de vedere este că aparatul bugetar este mult supradimensionat în condițiile în care am intrat într-o epocă a digitalizării și în loc să profităm de acest lucru, noi creștem și aparatul bugetar. În loc să-l reducem consistent. Mai ales că siguranță jumătate din oamenii care sunt în aparatul bugetar, fără să păcăm pe toți într-o singură oală, jumătate țin umbră degeaba. La voi la Oradea, s-a demonstrat. Da. Nu, la noi la Oradea pot să spun că lucrurile sunt destul de așezate și destul de într-o oarecare normalitate. Mie este mâna să judec Oradea. Nu, zic că la voi la Oradea s-a rezolvat pentru că Ilie Bolojan a arătat că poate lucra cu mai puțini oameni în administrație. Exact. Eu personal sunt susținătorul lui și admir ceea ce a făcut, dar poate că și aici, cu siguranță, ca peste tot, dar mai mult, sigur că în altă parte, aparatul bugetar este un lucru dimensionat de nepotisme și fiice care stau degeaba, doar ca să fie de un plus într-un aparat bugetar, fără să fie un control mai riguros al eficienței lor în acest aparat bugetar. Pe de altă parte, haideți să ne uităm ce înseamnă aparatul bugetar ca forță de muncă imobilizată și pe spinarea cui stau aceștia. Sunt peste 1 milion de persoane în aparatul bugetar la nivel de țară. Sunt 4 milioane de oameni în sectorul productiv. Deci 4 milioane de oameni trebuie să țină restul populației și acest aparat bugetar. Unde este eficiența digitalizării, de care tot vorbim de ani de zile, pe de-o parte? Sigur, susțin mai departe, destul de plăcărat așa, ideea de a reduce aceste pensii speciale care sunt cu neobrăzare enorme, în foarte multe cazuri și nejustificate, pentru că da, cât timp ai avut un loc de muncă care a presupus responsabilități, restricții, riscuri, să zic așa, ai fost plătit pe măsură. Când ai trecut în zona de pensie, ești un simplu cetățean. Nu mai ai aceste presiuni și restricții. Deci nu se justifică ca mai departe să fii plătit regește doar pentru că cândva ai avut acele obligații și acele restricții și responsabilități. Deci pensiile speciale nu au, din punctul meu de vedere, o justificare reală. Și bani se duc enorm de mulți în această direcție. Dar da, de partea cealaltă, nicio urmă de echilibru și acolo sunt scutiri de taxe și acolo sunt impozite specifice și acolo se plătește 1 milion, se plătește, da, 1% la 1 milion de euro, frățioare. Ce micro-întreprindere asta? Păi când vorbești de o pensie specială, da, te enervezi. Dar când te uiți, da, la o firmă care plătește impozit 1%... nu te, da, enervezi? Da, deci este de lucru în ambele sensuri. Deci nu vreau să critic doar o parte. Sunt ajustări care se pot face și în cealaltă direcție, indiscutabil,
dar atunci când avem nevoie de bani la buget, știm repede să căutăm niște nișe de impozitare, niște argumente cu care să mai punem presiune pe, să zic, pe sectorul productiv, care cu un control mai riguros, eu zic că nu ar fi cazul să-l gâtuim, ci mai degrabă să-l stimulăm. Și apropo de stimulante, mi-am intrat în ultimii 30 de ani atâția bani în țară, în comunitatea europeană. Vor intra și de acum înainte. Eu cred, și sunt economist la parte, eu cred că banii aceștia, mai mult de jumătate, s-au dus înapoi, dar în consum, în loc să meargă pe infrastructură și în producție, ca să întărești economia, ca să produci acești bani care vor să fi dați înapoi. Cât de repede, nu 10 generații. Să știi că asta că facem și acum. Acum împrumutăm bani cu care să plătim consumul. Plătim consumul și plătim produse care sunt venite tot din afară, deci banii se duc înapoi și noi rămânem cu datoria de plată. Și, cum zic, datorie enorme pe generații multe de acum înainte. Bun punct de vedere. Aici are un pic de lucrat, mulțumesc tare mult, un pic mai mult de lucrat statul român. Da, intră foarte mulți bani în țară, dar dacă nu dați drumul la investiții, să rămână și altceva decât consumul, s-ar putea să trecem printr-o situație cumplit de dificilă. Nu mi-a spus nimeni, n-a sunat vreun bugetar să ne spună cum a fost cu salariile. Apropo, vreau să aud pe Lia, dacă se poate. Salutare, Lia, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! Cred că am picat chiar la fix în calitate de bugetar sun. Și foarte punctual, noi în fiecare lună pe data de 14 știm că e ziua în care ne intră salariile în cont. Au mai fost și alte ocazii și alte luni în care, dacă data de 14 a picat în weekend, salariile n-au intrat personal fiecăruia în cont, fie în 15, în 16, în următoarea săptămână, în ziua de luni. Exact la fel s-a întâmplat și acum. Așa că eu, dacă e să vorbesc doar despre mine personal și despre ai mei colegi, nu ne-am alarmat foarte mult datorită faptului că vineri 13 nu ne-au intrat salariile în cont. În ce privește modalitatea de plată la alte instituții, nu am informații, nu știu cum stau lucrurile acolo. Însă noi am fost liniștiți, bazându-ne pe experiențele trecute, în care niciodată, nicio zi, salariile nu au intrat cu întârziere. Și azi au venit? Da, de dimineață, sigur că da, nu pot să vă spun exact ora, dar da, salariile au intrat în contul tuturor colegilor din instituția în care lucrez în momentul de față. Da, am înțeles, ce interesant. Și de ce crezi că va anunța statul că sunt probleme? Bună întrebare. Nu știu, poate alte instituții ale statului au un alt mod de a efectua aceste plăți și pe urmă dânsii la rândul lor să le redistribuie angajaților. O variantă de lucru din mintea mea e legată de dificultățile în plan financiar pe care guvernanții noștri le au și încearcă să ne pregătească pentru anumite măsuri care se impun a fi luate în situația de față. Adică, ei, în legătură cu aceste măsuri care se discută și care s-au lansat în spațiul public, în ce privește toate cheltuielile ce țin de aparatul de stat, aici, într-adevăr, sunt multe instituții care, într-adevăr, nu-și justifică nici existența, nici consumul de resurse financiare. Însă, înainte de a tăia acolo unde, da, ar fi necesar, consider că ar fi important să nu facem alte investiții în plus, alte angajări. De exemplu, săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, la știri auzeam despre un proiect care se discută și în Parlament, varianta în care să se angajeze pe post de preoți în toate spitalele din România, la mai mult de 50 de paturi, da, să există un preot angajat. Da. Ei, o modalitate în care costurile cresc în condițiile în care pentru învățământ, într-un domeniu de activitate oarecum similar, un consilier școlar are norma la 800 elevi.
Deci un preot la sub 200 de pacienți și un consilier școlar la minim 800 de elevi. Da. Ceea ce nu e nici pe departe corect, echitabil, cum am vrea să o luăm. Asta este proiectul Partidului AUR. Da. Zice așa, nu am reținut inițiatorii, nu am reținut inițiatorii. Da. Acum, eu cred, personal... Poate să angajeze mai mulți, că dacă tot nu se fac spitale, poate să pună mai mulți, că poate să fie util. Nu, ce, să, ce să zic? O să fie util electoratului, mă rog, specific. Da. Da. Acum, în ce privește... Ok, bun, avem o problemă. Ce facem cu problema aceasta? Îmi amintesc că eram angajată tot... ca și bugetar, în regimul Boc, în care s-au tăiat venituri, s-au tăiat salarii. Mi-aș dori ca cei de sus să găsească soluții și să nu ajungem iarăși acolo. Am înțeles la momentul respectiv de ce a fost nevoie de măsura respectivă, am susținut-o și nici într-un moment nu m-am răsculat, nu știu, poate împotriva deciziei care s-a luat la momentul respectiv. Însă, acum, dacă avem o problemă care ne afectează pe toți, o recesiune, afectează în egală măsură și bugetarii și din mediul privat, ne afectează pe toți. Atunci, haideți să găsim soluții ca împreună cu toții să facem sacrificii, poate în sistemul privat, poate taxe mai mari, în sistemul bugetar o grijă mai mare la tot ce înseamnă cheltuiel. E o problemă care ne privește pe toți și nu consider că ar trebui să sufere doar o parte a societății. Hai că vedem, ne lămurim în două săptămâni. Mulțumesc tare mult, Lia. O să vedem cine suferă în două săptămâni, că vine domnul Ciolacu. Ați remarcat că domnul Ciolacu este șeful coaliției, nu? Domnul Ciolacu se mișcă mai repede și mai bine decât domnul Ciucă. Domnul Ciolacu a anunțat reformarea Constituției, după care a venit și domnul Iohannis și a zis, da, s-ar impune. Bine, domnul Iohannis a mai zis că Putin e de vină pentru inflație. Da, și Putin trebuia să spună că lucrurile nu stau chiar așa. Horia, salutare, bine ai venit la România în direct. Astăzi salutare, cântărim sacrificiile. La toată lumea. Ce dracu de sacrificii, din totdeauna, de când s-a creat, de când Dumnezeu a creat viață și pe om, pe pământ, tot, ca să parafrazăm un pic, tot boul care trage tot ăla ia bătaie. Pentru că cum dracu să dai în ăla care e leneș și nu mișcă deloc? Lași dracu în pace, trage ăla. Dă-i în el că ăla te scoate la liman. Așa și acum. De unde să ia banii? De la bugetari? Păi cum să ia de la bugetari? Că e nepotul, că e finul, că e ponchiul sau cine dracu e acolo și îl ține în spate. Și de fapt e tras șutul în partea dorsală și l-a aruncat pe postul. Domnule, cu picina. Da, dar ți se pare corect? Uite, poate ai dreptate. Ți se pare corect ca la dividende să plătești 5%, nu 10%? Nu știu ce să zic, eu nu prea am luat de ăștia. Nu știu ce păi sunt nu, dar dividende. Sunt unii oameni care... Dividende sunt banii care profitul... Știu ce sunt. Am fost și eu la un moment dat mare patron. Dar am urcat până sus în rai și acolo a venit unul și mi-a tras o piedică și m-am prăvălit până în fundul iadului. E într-adevăr un patron care muncește și ia banii la sfârșit de an și e munca lui, a tras din greu, dar pe munca lui este impozitat cu 5%, nu 10%. I s-a dat stimularea asta ca să muncească mai bine, să tragă, să investească în economie, da, după aia știu de ce. Eu mi-aduc aminte, apropo, tot de patron, că eram patron și eram într-un an pe pierdere. Și anul cu Boc și cu Băsescu la conducere. Da. A trebuit să plătesc impozitul forfetar în contextul în care eram pe pierdere. Da, 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 adică, da, pe ăla trebuia să-l plătești, da. Dar eram pe pierdere, n-aveam cum să... Adică dacă aveam câștig, da, eram de acord să plătesc și pe ăla. Dar în contextul în care ești pe pierdere, plătești impozit forfetar, la ce? Adică făcut o socoteală, apropo de un an în urmă, adică în trimestrul 2 anul trecut, am avut nu știu cât câștig. Și dacă am avut câștig atunci, trebuie să plătești și anul ăsta impozit la fel ca anul trecut.
Am prins. Nu-i corect, da? Ce să zic? Acum ei sunt în fruntea trebii, noi i-am ales, ne-am dus la în Duminica Oarbă, s-a dus și a dat cu ștampila tot românul, că are avut drept de vot, au votat și extremă dreaptă, au votat și fostul PCR și uite așa, noi suntem, noi ai noștri, tragem barca pe uscat. Da, aici asta îți dau dreptate. Mulțumesc, Horia. Problema este că la domnul Ciolacu și la membrii stimatei coaliții, că, într-adevăr, poate dintre măsurile pe care le citim, le vedem, sunt trecute în PNRR, sunt acceptabile, trebuie să existe echitate. Dar nu poți să vii cu măsurile astea fără să și restructurezi statul. Pentru că vorba lui Horia, băi, dacă îi pârlești pe toți ăștia care muncesc și în continuare te împrumuți cu 8% ca să plătești salarii, undeva nu e bine. Liliana, salutare! Calculul tău. Bună ziua tuturor ascultătorilor dumneavoastră. N-am să pot să mă refer foarte tare la antevorbitorul meu, pentru că l-am auzit foarte puțin eu ascultându-vă pe noastră online și atunci am auzit-o doar pe doamna dinaintea lui. Însă vreau să o povestesc experiența mea pe scurt referitoare la salariu. Dacă doamna spunea și eu sunt bugetar și noi avem data de salariu 14 ale lunii, însă de fiecare când se întâmpla ca aceasta să cadă într-o zi de weekend, sâmbăta sau duminica, salariile ar fi fost virate vinerea dinaintea datei de 14. Da. Ori vreau să vă spun că, spre exemplu, eu fac parte din categoria personalului care nici la ora asta nu a primit salariu. Chiar înainte să intru în direct cu dumneavoastră, am mai verificat încă o dată aplicația și nici măcar la ora aceasta, spre exemplu, salariul nu a fost virat. Și ce explicații ai primit? Nicio explicație. Momentan chiar niciun fel de explicație, nimeni nu știe nimic, toată lumea așteaptă, serviciul financiar contabil nu mai știe nimic, precizează că au făcut viramentele, toate actele care se fac pentru virarea salariului, ori noi am rămas acum pe cine să întreb? Să-l sun pe domnul ministru să-l întreb? Nu, că-ți spune că e ceva tehnic, nu știu, o chestie de genul ăsta, da. Da, dar tehnic vorbind, mâine am data scadentă de achitare a unei rate la bancă. Uh-huh. Tehnic vorbind. Acum știm cu toții că există acea perioadă de grație de 5-10 zile cât o fi, Dumnezeule, fiecare bancă până la urmă te înțelege. Însă sperăm ca o astfel de situație să nu se perpetueze. Pot accepta că s-a întâmplat odată o defecțiune sau o tehnicalitate pe care nimeni nu o putea prevedea. Dar cum a spus și dumneavoastră, haideți să explicăm oamenilor. Bună ziua, uitați, s-a întâmplat așa, din cauza asta, din cauza asta și din cauza asta. Așa. Pentru că, de exemplu, eu sunt un angajat care țin locul A3, pentru că celelalte două colegi ale mele sunt în concediu de creștere a copilului. În locul lor nu a putut fi angajat nimeni, pentru că așa este regulamentul de organizare și funcționare al acestei instituții. Prin urmare, eu de un an și aproape jumătate lucrez pentru același venit, pentru trei oameni. Mi-am dat silința și îmi dau silința să-mi fac treaba bine, așa că nu de fiecare dată sunt de acord cu mediul privat, ca să spun așa, care spune că statul cam stă. Nu toată lumea stă. Poate că mai sunt persoane care stau, dar nu toată lumea stă. Sunt convins de asta, în emisiunea asta, îndemn la echilibru. Știu că sunt zone la stat supraaglomerate, altele fără oameni, reașezarea ar trebui să existe. Ceea ce era dureros pentru noi din mediul privat e faptul că impozitele pe care ți le-am citit, taxele, reașezarea gândită de domnul Ciolacu și de alți economiști vizează doar mediul privat, nu și o reîmpărțire mai bună a trebilor în mediul de stat. Asta e o discuție importantă, cred. Da, și sunt perfect de acord cu noastră, însă nu știu cât timp va mai trece până când, nu știu, zicea antevorbitorul meu că am votat în Duminica Oarbă. Eu vreau să cred că nu am votat în Duminica Oarbă și ferească Dumnezeu ca toți dintre noi să fi votat în Duminica Oarbă, însă sper să se lumineze cineva acolo sus și să, cum se zice așa pe românește, haide să luăm odată taurul de coarne și să avem curaj să facem ce trebuie făcut. Pentru că altfel oamenii se vor sătura. Și poate puțin ca mine, care să mai accepte să lucreze timp de aproape 2 ani de zile pentru 3 oameni, deși lucrează la stat. Și pe același venit. Și normal că înțeleg și partea cu mediul privat, pentru că soțul lucrează în mediul privat, iar noi astfel de discuții, contradictoriu ca să spun așa, le avem destul de des.
Da, ești binevenit atunci la emisiune, că putem vorbi și aici în contradictoriu, dar îți apreciez munca și faptul că ai sunat. Cât despre primirea salariului vostru, sper într-adevăr acum la final de emisiune ca cineva să vă dea un răspuns, pentru că așa se procedează într-o țară normală. Sunt 72 de ore de când semeni de ai noștri care lucrează la stat nu și-au primit salariile, trebuiau să le aibă, explicațiile sunt vagi, dacă nu subțiri, sunt trecute în două rânduri, da, în două rânduri le-a expediat statul român, ori asta este mult prea puțin. Cât despre măsurile pe care le așteptăm, ele nu pot să fie pentru unii mumă și pentru alții ciumă. Dacă stimații de la guvernare se gândesc să iardă în continuare pe ea care muncesc cel mai mult, măcar ar trebui să-și asume cu subiect și predicat acest lucru, să vedem unde se caută dreptatea asta fiscală, da? Și puneți planurile pe masă înainte de a lua vreo decizie. Cred că asta e foarte important. România în direct de astăzi se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, vă doresc spor la treabă! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.